Domnule secretar de stat, domnule președinte al grupului de rugăciune, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor parlamentari, înalți reprezentanți ai cultelor, distinși invitați. Vă rog să primiți salutul Uniunii Baptiste din România. Fiind pe muntele schimbării la față într o selectă companie cu Mântuitorul și cu Sfinții Apostol Iacov și Ioan, Sfântul Apostol Petru a zis: este bine să fim aici, să facem trei colibe. Deși este frumos, nu putem să rămânem aici. Avem de lucru în mijlocul unei lumi care are nevoie de Hristos. Așa că în dimineața aceasta eu mă opresc la a spune, este bine să fim aici. Este bine pentru noi cultele. Sigur că dacă este nevoie, ne asumăm credința și dacă am fi persecutați, chiar uciși. Dar trebuie să fim onești. Este mai ușor să fim martorii lui Hristos într-o țară care ne recunoaște dreptul de creator să fim liberi, să credem și să gândim. De aceea, vă mulțumim că Parlamentul României rămâne un bastion al libertății, inclusiv al celei religioase. Bine am face să păstrăm și înțelegerea din ultimii 30 de ani. Noi, cetățenii cu diferite credințe, să fim liberi să ne închinăm, iar statul, la rândul său, să fie liber de orice ingerință din partea noastră a cultelor. Acesta este, de fapt, și idealul baptist. Biserică liberă, stat liber. Dar este bine să fim aici nu doar pentru noi cultele, ci și pentru dumneavoastră politicienii țării noastre și politicienii în țara noastră. De ce? Pentru că aici vă vedem mai îndeaproape și așa învățăm mai lesne să vă apreciem și să vă iubim mai mult. Unul din cele mai prețioase daruri pe care le puteți primi este rugăciunea. Pentru că aceasta înseamnă că punem o vorbă bună pentru dumneavoastră la marele și a tot Dumnezeu, Domnul întregului Univers. Cu ocazia aceasta. Vă asigurăm că vom continua să ne rugăm pentru dumneavoastră. De asemenea, suntem aici să vă reamintim că cel mai bun model de conducere, de leadership, rămâne Mântuitorul Isus Hristos. Impact global și durabil, integritate totală, slujire jertfitoare, dragoste generoasă, punerea binelui celorlalți mai presus de interesul personal. Toate acestea ajută pe un lider să fie harnic, eficient și iubit. Este bine să fim aici și pentru scumpa noastră țară. Sigur că a ajuns la modă să fie uitată, chiar contestată și respinsă moștenirea creștină a Europei. Ce ar fi fost bătrâna Europa fără valorile și principiile iudeo-creștine? Doar o bătrână foarte săracă și foarte bolnavă. Este trist, așa de trist, să fim martorii îmbolnăvirii accelerate a Europei în ultimii 50-70 de ani. Dar, câtă vreme suntem aici, câtă vreme ne întâlnim aici în Parlamentul României, arătăm simbolic faptul că încă nu am întors spatele invitației Lui Hristos de a-L urma pe El nu doar în plan personal, ci să ascultăm sau că ascultăm ce are să ne spună și ca popor și chiar și ca stat. Și pentru că este bine să fim aici, ne nădăjduim că nu vă veți opri din a ne invita și că noi nu ne vom opri din a veni. Oricare variantă ar fi semnul clar al îmbolnăvirii noastre. Și pentru că toți suntem aici, am vrea să facem o rugăciune pentru dumneavoastră. De aceea vă invit să plecăm capul, să închidem ochii. Doamne Dumnezeule, Creatorul și Răscumpărătorul nostru, îți mulțumim pentru poporul român, pentru țara noastră. Te rugăm să ne ții mai departe în mâna ta puternică. Te rugăm să binecuvintezi toate autoritățile centrale și locale, pe președintele țării, Parlamentul și Guvernul României dă sănătate, înțelepciune, dragoste de popor, izbândă în orice lucrare bună și păzește-i de cel rău. Te rugăm să ne ajut să te urmăm cu credincioșie fiecare dintre noi. Toate acestea te rugăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.